Lucrările de reabilitare a podului Prieteniei nu i-au speriat deloc pe cei care au dorit să iasă din țară prin punctul de trecere al frontierei Giurgiu. Deși lucrările pe pod nu sunt întoi și cozile de mașini se întind în unele zone pe mai mult de 10 kilometri, șoferii nu aleg rute ocolitoare. Având în vedere că ne aflăm și în perioada concediilor, podul este tranzitat zilnic de mii de mașini. Deși anul acesta, din cauza lucrărilor de pe pod, reprezentanții companiei de drumuri se așteptau ca numărul autoturisme să fie mai mic, nu a fost deloc așa. În anul 2014, pe podul de la Giurgiu, în perioada iunie-iulie, au trecut 187.500 de autoturisme. În 2015, în aceeași perioadă, numărul acestora a crescut cu 60.000, adică aproape 248.000 de mașini au tranzitat Vama Giurgiu pe sensul de ieșire din țară. Pentru fluidizarea traficului, reprezentanții Companiei Naționale de Drumuri de la Giurgiu au luat numeroase măsuri. Aceștia au oprit circulația între anumite ore pentru autovehiculele de marfă și au permis trecerea autoturismelor și autocarelor cu turiști. Având în vedere că în perioada sezonului estival sunt înregistrate creșteri ale traficului de pasageri prin punctele de frontieră, pentru evitarea aglomerărilor, șoferii pot folosi și alte puncte de trecere de la frontiera cu Bulgaria, mai exact punctul de trecere Vama Veche, județul Constanța, punctul de trecere Negruvodă, județul Constanța, punctul de trecere Ostrov, județul Constanța, trecere cu Bacul, punctul de trecere Calafat, județul Dolj, punctul de trecere Bechet, județul Dolj, trecere cu Bacul, punctul de trecere Zimnicea, județul Telorman, trecere cu Bacul doar pe timp de zi și punctul de trecere al frontierei Turnu Măgurele, județul Telorman, trecere cu Bacul doar pe timp de zi.